În piață, aia am citit poemul. După un poem, o dogană. Hai că să vedem ce scriu. Dar povestiți-ne și cum ați ajuns să citiți poemul respectiv atunci, pe 12, în piață. Și când, și adică care a fost context. Da. Bine, hai să începem aici. Deci, suntem în 17 martie 2010. Mai sunt câteva luni și încă o dată, în piața universității, în zilele de 13, 14 și 15 luni, vor fi evocate evenimente care s-au petrecut acum 20 de ani. Scuzați, că vă întreb. Aș vrea să închid calculatorul, dacă de- nu știu, vă pricepeți mai. Da, eu mă pricep. Mă scuzați, dar faceți zgomot. Și reluăm de la început? Sau? Da, imediat, numai să se stingă, să... Da. Acum se închide. Motorașul ăla, că facem câte scumpă. Voi serviți bomboane. Da. Vreau că mie cel puțin îmi plac. Deci, suntem în ziua de 17 martie 2010. Au trecut aproape 20 de ani de când au început ceea ce astăzi este istorie, prima insurecție post-decembristă împotriva comunismului. Așa cum știm, evenimentele din piață au început pe data de 22 aprilie și poate că nu este o simplă coincidență că timp de peste 40 de ani regimul comunist din întreaga lume sărbătorea ziua de 22 aprilie ca ziua lui Lenin. Desigur că începutul pieții a fost eroic, iar din partea celor care întotdeauna au privit cu reticență intelectualul, omul care nu era un yes-man, lucrul acesta a produs la vremea respectivă o mulțime de dezbateri, însă care au contribuit foarte mult la separarea apelor. Când spun separarea apelor, mă gândesc în primul rând că pe de o parte s-au delimitat, s-au epurat într-un anumit fel societatea de, cum să spun, aici cred că ar trebui să mă întreb puțin și să mai văd. Așa, a fost o mare epurare, pentru că nu era vorba numai de distanțarea dintre stânga și dreapta, era vorba de o distanțare dintre onestitate și, cum să spun, obișnuința care intrase deja în, era un reflex necondiționat, a aplaudaților de profesie, care nu puteau concepe
că un grup de tineri entuziaști, un grup și care nu era numai format numai neapărat din tineri, din oameni care într-un fel sau altul au făcut o rezistență împotriva vechiului sistem politic și care mai mult decât atâta, mulți au suferit, au fost închiși pentru delicte politice sau delicte politice imaginare, se pot revolta și pot să spună că se proclamă o zonă a teritoriului București, o zonă care s-a extins apoi în toate orașele din țară, ca o zonă liberă de neocomunism. Sigur că inițiativa au luat-o în primul rând studenții. Alături de studenți au venit apoi profesorilor. Adevărate eminențe cenușii ale neamului românesc. Alături de noi, pe urmă, au venit oameni care chiar au fost puși pe diferite funcții de regimul post-totalitar. Mă gândesc acum, în primul rând, la Alexandru Paleologu, care, în calitatea lui de ambasador într-o țară din Europa, a protestat și s-a solidarizat cu cei din piață care cereau o eliberare totală și o despărțire totală de vechiul sistem și, așa cum știm, a fost proclamat, printre altele, și un ambasador al golanilor. Sigur că personalitatea lui Alexandru Paleologu în timp a născut controverse. Este, cum să spun, un, ca să îl parafrazez pe Petronius, un arbiter eleganția, sau nu știu cum să spun, arbitru al bunului gust, un arbitru al frumosului, dar și al comportamentului, al ideii de politețe, a ideii că oamenii nu se pot înțelege decât folosind un cod formal în care, în primul rând, li se respectă demnitatea. Trecutul lui Alexandru Paleologu, repet, a născut controverse, va mai naște controverse, însă este foarte greu în același timp să judeci cu aceeași măsură un ofițer de securitate, un ofițer de informații, să le spunem așa, dar niște informații cu totul speciale, față de un om care a fost constrâns să facă lucrul acesta pentru a supraviețui și, supraviețuind el, a supraviețuit o bună parte și din cultura românească. Cred că același lucru s-a întâmplat acum vreo 2 ani, când a fost o discuție foarte aprinsă despre personalitatea lui Noica, de exemplu, în care iar a fost Noica acuzat de colaboraționist. Dar acest colaboraționism, vreau să spun că la Noica, ca și la Paleologu, nu cred că a fost decât formal și a fost singurul debușeu în cadrul sistemului, care era așa de bine supravegheat, așa de bine, cum să spun, urmărit, să poate să spună câteva adevăruri. Adică să nu uităm că Noica a propus, printre altele, și mă gândesc la jurnalul de la Păltiniș, acum a scris de domnul Gabriel Iceanu, că vorbea de o echipă ideală pentru a câștiga, formate din spirite din Terra Noi, care se poate câștiga premiul Nobel. Și mă gândesc aici, de exemplu, la Liviu Antonese, care e o eminență și nu numai la el. Dar ne îndepărtăm prea mult de subiect și să revenim la ziua de astăzi, de 17 martie,
când cred că sunt deja aproape 24 de zile de când a început piața universității în 1990. Au trecut între timp încă 20 de ani. 20 de ani și așa. A fost mult entuziasm, piața a atras toată populația Bucureștiului. La început, într-un număr mai mic, au fost micile ciocniri și marile ciocniri, de fapt, cu forțele de ordine care erau subordonate vechii structuri. Au fost acte de provocare. S-a ajuns ca în dicționarul limbii române să mai apară un nou termen. Dacă înainte de 89, prin anii 1957-60, dicționarul limbii române a introdus un termen care dumneavoastră poate că vi se pare bizar, termenul de codaș, care avea o anumită conotație legat de omul care nu își îndeplinea sarcinile trasate de partii și de guvern la locul de muncă. Ba, a fost și un cântec pe vremea aceea, marinică, zis codașul. Pe plan lingvistic, 1990, cu evenimentele care s-au petrecut între 22 aprilie până la reprimarea sângeroasă din zilele de 13, 14 și 15 iunie, a introdus în dicționar termenul de golan. Ba mai mult, termenul de golan, printr-o propoziție care dorea să definească adevărul, așa cum se întâmplă în logică, s-a transformat, noi suntem golan de 40 de ani. Deci, acești golan, prin spiritul pieții, și atenție, nu prin spiritul turmei, pentru că piața în permanență a fost poate prima tribună de idei libere. E adevărat că mulți, ca să o ridiculizeze, au putut o compara, să zicem, cu un spectacol de happening, să zicem, în care și spectatorii și actorii conlucrează unii cu alții și se refulează ca o ședință de psihanaliză. Dar aici era vorba de o psihanaliză politică. Anumite adevăruri care au fost tăcute și care nu au putut fi exprimate timp de 40 de ani au ieșit la suprafață. Omul, chiar dacă mai apăreau provocatori care făceau tot felul de, cum să spun, de lucruri rele, au putut să se exprime liber, să danseze liber, să cânte liber. Sigur că mulți pun în discuție iarăși valoarea cântecelor de atunci. Poate că acele cântece au fost naive, dar eu nu cred că, eu știu, cântecele care s-au născut în timpul Revoluției franceze, să zicem, au fost mai puțin naive. Unul din ele care a devenit o sintagmă, era o parodie a unor vechi teme. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă până nu ne-am câștigat libertatea noastră. Sigur că aceste versuri, dacă le luăm doar ca atare, exprimă un adevăr pur uman. Ar putea să spunem că exprimă un truism. Dar dincolo de truism, există cu totul altceva. Aceste versuri au eliberat omul de teamă, de constrângere. L-au obligat să se solidarizeze pentru ca răul să nu se mai extindă și de ce nu să fie schimbat. Din partea forțelor de guvernamentale de atunci, sigur că au intervenit niște reacții foarte violente.
La început de ridiculizare, să ne amintim că s-a spus că piața universității este în fond un morman de gunoi. Sunt oameni care trăiesc în stare de promiscuitate, că umblă din cort în cort și așa mai departe. Că nu se respectă igiena cea mai elementară, că este distrus spațiul verde, că dispar florile și așa mai departe. Dar dincolo de asta există cu totul altceva. Există în primul rând teama, teama conducătorilor că evenimentele care au fost controlate până la un punct, atunci a fost prima dată când au scăpat de sub control. E adevărat că a existat un 28 februarie înainte, că au mai existat niște precedente, că au fost înființate primele partide istorice, dar era prima dată când a fost pe cale și după asta s-a născut o forță care reprezenta societatea civilă. Piața universității, după mine, este mama și tata în același timp alianței civice. Pentru că oamenii, indiferent că aveau o gândire liberală, că aveau o gândire creștin-democrată și foarte puțin social-democrată, deși la noi aici fac o altă paranteză, atâta timp cât, și pentru că este un lucru care din păcate s-a perpetuat mai bine de 20 de ani, atâta timp cât fiecare partid, prin statutul lui, statutele partidelor, vreau să vă spun că seamănă ca două picături de apă, în sensul că sunt structurate pe principiul, să nu zic, să nu fiu un om rău, să zic ca unui SRL, dar pe o structură piramidală și în niciun statut eu nu am găsit nu un program economic sau asta, sau asta, dar o filozofie. Atâta timp când nu va exista o filozofie adevărată care să fie liberală, o filozofie adevărată care să fie creștin-democrată, social-democrată sau ce vreți voi, mă refer la curentele mai importante de la noi, știți că eu sunt adversarul social-democrației, să fie clar, și cred că asta s-a subînțeles, nu vom putea intra într-o stare de normalitate. Dar să revenim la piața universității. Bun, pentru a înțelege ce s-a întâmplat pe ziua de 11 și 12, o să apelez la un document, așa, acum de arhivă, pentru mine de suflet, care poate că a avut ecoul pe care l-am dorit la vremea respectivă, în sensul că a fost citat de Mihnea Belindei, de... și nu numai, și care a servit și va servi ca bază pentru, nu atât pentru rezultatul unei anchete juridice care se perpetuează și care se a transformat deja într-un proces kafkian, așa, timp de 20 de ani, sau mi-amintesc, pentru că vorbim aici cu oameni de teatru, de un spectacol superb pe care l-am văzut după o piesă românească făcută de unul din marii noștri regizori de teatru, care acum prezintă pe filmele mai deosebite, a spuneți. Tocilescu. Tocilescu, în care subiectul era așa, era o compilație de vechi texte românești acolo, în care omul dorea să-și dovedească nevinovăția. Și timp de 20 de ani asta a făcut. Iar lucrul acesta a dus, cum să spun, la o anumită stare de paroxism, de nebunie, de schizofrenie, de demență, care se reflecta, cum să spun, împotriva propriului individ care inițial a fost nealterat,
Însă s-a alterat nu moral, ci din punct de vedere fizic. Și, cum să spun, această degradare morală a fizicului l-a făcut să fie un personaj atipic. Un strigăt, însă care nu mai era înțeles de cei din jur, pentru că era considerată ca o formă de manifestare a paranoiei și așa mai departe. Evenimentele din care au precedat piața au fost în primul rând niște comunicate ale guvernului care doreau cu orice preț să înceteze, activitatea. Alegerile din 20 mai, de acea duminica orbului, care iar va rămâne în dicționar, așa, ca o ilustrare a unui proverb mai vechi, ca unui așa, a spune biblic, deci el are cu două tăișuri și nu mai vreau să stai eu acum și un patru. Pentru că, de fapt, orbul, dacă ne luăm după parabolă, și-a recăpătat vederea în timp. Deci orbul a avut o orbire temporară, eu știu, ca și apostolul Pavel, care înainte a fost Saul și așa mai departe. Dar asta intrăm într-un alt domeniu și nu doresc. Autoritățile au reacționat vehement. Și au reacționat de ce? Vehement. Pentru că le-a fost frică. Le-a fost frică, în primul rând, că vor pierde puterea. Că până la urmă vor avea loc noi alegeri. Că sub presiunea străzii, guvernul va trebui să facă niște reforme instituționale. Sigur că în timp piața universității a devenit un simbol, un loc de întâlnire. Să ne amintim că pe vremea domnului președinte Constantinescu, acolo a avut loc o întâlnire cu un înalt demnitar din lume. Mă refer la vizita președintelui american de la vremea respectivă. Lucru care a fost preluat până la urmă și de partea cealaltă, chit că a reprimat. Ne amintim discursul președintelui american când vorbea despre curcubeu. Dar, cum să spun, tot ca martor ocular, pot să spun că noi încercăm să mitizăm atunci ceea ce am demitizat odată, ne-am comportat tot ca niște personaje bizare, ca niște personaje ubuiești. De ce spun lucrul acesta? Pentru că eu am avut informații și au apărut și în presă că anumiți demnitari de rangul 2 sau 3, care făceau parte din PSD și că aveau diferite funcții în administrație, au primit diplome de onoare și decorații pentru că au dat mâna cu președintele american. Lucru care nu se poate întâmpla decât la noi. Citesc din acest raport care are peste 32 de pagini. Fac următoarea declarație în legătură cu participarea mea la evenimentele la care am fost martor începând cu data de 11 iunie. Declarația este însoțită de un postscriptum în care relatez modul în care s-a desfășurat ancheta începând cu 14 iunie până la data de 6 august, data eliberării mele, și de o interpretare a evenimentelor pe baza Declarației Universale a Drepturilor Omului, act semnat și de România încă din 1948, cu ocazia adunării generale de la Paris. De asemenea, avansez o propunere prin intermediul dumneavoastră tuturor organizațiilor umanitare din lume care luptă pentru apărarea drepturilor omului și PEN Clubului. Atât propunerea cât și scrisoarea rog să fie multiplicate și difuzate celor drept prin intermediul organizației dumneavoastră. Așa, în final,
adunării generale ONU-și organizațiilor care vechiază la respectarea hotărârilor conferinței de la Helsinki, act la care a aderat și România. 11 iunie. Ziua de 11 iunie am fost prezent în Piața Victoriei la sediul Guvernului, la demonstrația de solidaritate a celor din Piața Universității, care au însoțit greviștii foamei și delegații pieții la dialogul cu Guvernul. După terminarea dialogului, care pe lângă alte obiective importante cuprinse în proclamația de la Timișoara, avea ca scop și obținerea aprobării pentru un post de televiziune particular, demonstrații s-au îndreptat spre Piața Universității. Mențiune specială. Demonstrații au fost nemulțumiți de rezultatul dialogului. Problema unui post de televiziune particular a fost admisă de guvern ca punct de plecare al discuției, fără însă ei se dau o rezolvare concretă. Guvernul a refuzat discutarea punctului 8 al proclamației de la Timișoara, pe care nu mai trebuie să repet în fața dumneavoastră, așa, punct de o importanță capitală care propunea ca deținătorii unor funcții înalte în fosta nomenclatură să nu mai facă parte din conducerea actualului aparat de stat. În acest punct se stipula desfințarea rețelei de informatori din întreprinderi, publicarea listelor nominale ale acestora și desfințarea fostei securități ca organ de supraveghere și represiune a celor nemulțumiți sau care optează pentru un alt mod de viață decât cel comunist. Demonstrația care a inclus la început câteva sute de oameni s-a desfășurat inițial pașnic. S-au scandat lozinci anticomuniste și de solidaritate cu reprezentanții pieții și cu greviștii foamei care participau la dialogul cu guvernul. În acest timp au apărut câteva coamioane militare care au traversat Piața Victoriei, creând o stare de tensiune în rândul manifestanților. Apariția camioanelor militare venea după ce un elicopter militar survolase Piața Victoriei împrăștind manifeste. Imediat după plecarea camioanelor militare și-au făcut apariția câteva zeci de dube de poliție care au încercat să staționeze în piață. Demonstrații s-au îndreptat spre ele, determinând astfel retragerea lor rapidă. Starea de tensiune crescuse, atingând apogeul în momentul în care dinspre calea Dorobanței au apărut câteva taburi, încercând să înconjoare sediul guvernului, sediu care de altfel fusese încercuit de la început, de forțele de gherilă urbană, poliția militară, care își mărea progresiv rândurile, împingând manifestații spre partea carosabilă a pieței. În fața acestei masive demonstrații de forță, manifestanții s-au așezat pe jos, împiedicând astfel înaintarea taburilor și facilitând ocuparea lor de către participanți. În fața oamenilor care asediau taburile, militarii care le conduceau s-au retras în fugă, lăsându-le la discreția manifestanților. Acesta a fost și momentul intrării în acțiunea poliției militare, care a reușit să elibereze taburile folosindu-se de bastoane. Toată această tensionantă succesiune de acțiuni, ostile demonstranților, dar mai ales apariția elicopterului militar împrăștind manifeste, din care doar o mică parte au ajuns la demonstrați, restul fiind purtate de curenții de aer din spatele sediului guvernului, au trezit în mintea noastră amintirea zilei de 22 decembrie, când fuga dictatorului a fost însoțită de aceeași împrăștiere de manifeste pacifiste dintr-un elicopter militar. În aceste condiții, la cererea liderilor noștri, care au făcut eforturi disperate pentru a împiedica o confruntare violentă cu forțele de ordine, ne-am încolonat și ne-am îndreptat spre universitate. Asta e ziua de 11? 11, da. Și mai departe, 12 seara? În după amiaza zilei de 12 iunie am fost din nou prezent în Piața Universității, unde s-a hotărât formarea unui grup de manifestanți care se ceară televiziunii române, prezentarea pe post a unei moțiuni de protest împotriva modului în care a înțeles guvernul să poarte dialogul cu greviștii foamei și cu reprezentanții pieții. În moțiune se specifică în mod expres faptul că cei care au intrat în greva foamei, nemulțumiți de comunicatul guvernului cu privire la dialog, difuzat prin mijloacele mass media, sunt hotărâți să continue greva până la sacrificiu suprem.
În plus, câțiva greviști au exprimat dorința de a face în paralel cu greva foamei și o grevă a setei. M-am alăturat coloanei care s-a deplasat spre televiziune și căreia pe parcurs i s-au alăturat aproximativ 1000 de cetățeni. Manifestația a avut un caracter pașnic, ordonat, civilizat. Televiziunea era păzită de un număr impresionant de forțe militare, taburi și echipe ale poliției militare și abia după 3/4 de oră de insistențe s-a aprobat intrarea în sediul televiziunii a unei delegații care să citească în fața oamenilor, camerelor de luat vederi, moțiunea de protest a demonstranților, moțiune care nu a fost transmisă pe post. La întoarcere, demonstranții s-au oprit în fața sediului guvernului din Piața Victoriei, scandând lozinci antiguvernamentale. Seara, în piața universității, după ce la tribuna au luat cuvântul un profesor din Iași și un scriitor unionist din RSS Moldova, așa, care a pledat pentru întoarcerea Basarabiei și Bucovinei între granițele României, am citit la tribuna, din fața Teatrului Național, un poem închinat zilei de 21 decembrie 1989. După miezul nopții, m-am retras din piață. În momentul retragerii mele, atmosfera era liniștită, manifestanții desemnându-și ca de obicei oamenii de ordine care să prevină eventualele atacuri asupra pieței. Această măsură fusese luată în urma faptului că nu de puține ori manifestanții au fost agresați, loviți și chiar înjunghiați de persoane necunoscute, acte penalizate de poliție la sesizarea celor din piață, dar nu atunci. Altfel nu interveneam. Și asta pentru că erau sub presiune, că nici așa nu interveneau. Deci astea au fost două. Și mai departe, pe 13 iunie, ce s-a întâmplat? Ziua de 13 iunie. Aprind o țigară și ne vedem. Da. Pe data de 13 iunie 1990. Pe data de 13 iunie eram la serviciu când la buletinul de știri de la ora 10 s-a anunțat că piața universității a fost evacuată de către forțele de ordine. La ora 15, la stația de radioamplificare a uzinei, s-a făcut un apel către salariați. Eram la 23, la Malaxa. Așa. Să se deplaseze spre piața universității și să ajute forțele de ordine în confruntarea lor cu bandele de huligani care au ocupat din nou piața. Îngrijorat de acest apel către populația civilă și conștient de urmările grave care puteau decurge dintr-o astfel de chemare, am plecat după ora 16 la sfârșitul programului spre universitate. Am intrat în piață prin Bulevardul Maghieru, venind dinspre Piața Romană, deoarece metroul nu mai oprea la universitate. Ultimii polițiști alungați cu pietre de către manifestanți se retrăgeau. Ocupanții pieței aveau pe obraje chimoze, o mașină a poliției ardea în spațiu cuprins între universitate și arhitectură. Din acest moment, voi relata atât faptele concrete la care am fost martor ocular, cât și în discuțiile la care am participat sau pe care le-am auzit în piață, deoarece au determinat solidaritatea mea cu acțiunile manifestanților. De altfel, o parte din lucrurile auzite sau discutate atunci au fost confirmate în presa pe care am citit-o după ce am fost eliberat temporar, așa știam, pe 6 august 1990. Țin să precizez și acum, din ceea ce v-am spus mai înainte, că nu am vrut să dau nume proprii de persoane, pentru că nu știam cum va evolua situația politică după 6 august. M-am apropiat de un grup obișnuit de obișnuiți ai pieții, care discutau evenimentele din timpul zilei.
Era o femeie îmbrăcată în balonzai de nama, placă pe la ora 3.34, antemedian, poliția a năvărit în piața, arestând manifestații și distrugând corturile. Aici fac o paranteză, s-a intrat cu baionetă. Sau, cum să spun, oamenii au fost molestați foarte puternic. Dar să vă spun mai departe, să le puteți mai departe. În această situație, atât liderii cât și masa manifestantilor nu au putut opune rezistență. Greviștii foamei au fost brutalizați, maltratați, o parte din ei pierzându-și viața. Nici acum nu se știe bine. Există un străuleș de care eu materialul ăsta nu prea mă ocup, că n-am cum. Astăzi, 12 august 90, când fac acest mic rezumat, am aflat dintr-o sursă demnă de încredere că în timpul deschiderii din 13 iunie, 6 greviști și-au pierdut viața, iar alți 7 au murit la spitalul Jilaua, la penitenciar. În acest sens, rog instituția dumneavoastră, către Amnesty International, m-am mai adresat către ONU, către toate portele care le știam eu că se ocupă de drepturile omului, să întreprind o anchetă care să lămurească situația greviștilor foamei. Lucru care încă nu a fost concretizat nici astăzi. Au apărut doar speculații, au apărut în dosar câte a apărut de fiecare dată când se comemorează evenimentele. Există așa o campanie și un interes general pentru evenimente, după care totul se stopează și intră într-o umbră. Printre cei uciși, în cursul dimineții, se afla și un student pe care de mai multe ori l-am văzut imitându-l pe Ceaușescu. Această informație vreau să spun că mi-a fost infirmată acum vreo 2 ani când mi s-a zis că omul trăiește. Atunci însă n-aveam cum să știu. Așa, imitându-l pe Ceaușescu, cu ocazia diferitelor demonstrații, atât din perimetrul fostei zone libere de neocomunism, cât și în afara acestuia. Poreta lui era Ceaușescu, nu se confunda cu Gigi Ceaușescu, care e un tip cu totul excepțional. Pe la ora 10 antemeridian, studenții de arhitectură au fost asediați de poliție și de colaboraționiști feseniști de la IMEB. Vă amintiți da. Că era, sau poate ați auzit, că așa cu mare patos mictoresc, cum vă zice la IMGB, IMGB face ordine. Și a făcut. Acest scenariu mi-a fost povestit atunci în variante asemănătoare de mai mulți martori oculari pe care din motivele astea de înțeles nu-i divulg. Reiau scenariul zilei de 13 iunie în calitate de martor ocular, de unde l-am lăsat la începutul acestei digresiuni. În jurul orei 17, deci am străbătut piața până am ajuns în dreptul Teatrului Național. M-am alăturat unui grup de demonstrații, de demonstranți pe care îi cunoșteam din vedere. Împreună cu ei și cu alte grupuri, ne-am îndreptat spre sediul Inspectoratului Poliției Capitalei, scandând vrem arestații și jos chițac. Vă mai adaug și Lozinca, care a și circulat până la arestarea lui Chițac mai de curând și chiar condamnarea lui pentru evenimentele din Timișoara, să fie ras în cap și îmbrăcat în pijama. Chițac, pe vremea aceea, și asta am constatat în timpul arestului, pentru că în fond era unul din creierele care au contribuit din plin la suprimarea pieții, era un simbol, de fapt, al poliției ceaușiste și asta și cu asta și rămas în subconștient. Eram hotărât să obținem eliberarea arestaților sau să ne lăsăm împușcați de noile forțe de ordine totalitariste. În locul unui dialog real, teoretenții au primit bastoane, iar greviștilor foamei li s-a scurtat agonia. Eram convinși că actul nostru era nebunesc. Cu toții ne așteptam să fim opriți, să fim uciși sau, în cel mai bun caz, arestați și torturați până la moarte.
Am intrat pe platoul inspectoratului pe poarta dinspre casa de modă. Eram în al treilea sau al patrulea rând, scandam, vremea arestației. N-am întâlnit nicio împotrivire, niciun polițist. Curtea interioară era pustie, doar o mașină a poliției zăcea abandonată în mijlocul platoului. Am rămas în curte 15-20 de minute. Din sediul poliției, de la etajele superioare, așa, zăream 10-20 de bărbați aplecați peste pervaz. Aveam loc de mitraliere, aparate de fotografiat și filmat. Un grup de tineri, probabil studenți, s-au grupat în fața intrării poliției. Aici ar trebui să vorbiți cu Maria, pentru că ea a asistat cu unul din acești indivizi. Eu pe vremea aceea nu o cunoșteam, să fie clar. A fost atras. Împușcat pe cineva de jos. Omorât. Prezent. Mai trage așa într-o cioară. Urmează momente halucinante, mulți dintre noi, derutați atâta liniște, am început să ne retragem, alții au rămas nemișcați. Zgomot de sticlă spartă, cineva spune că ușa de la intrare a fost forțată. Părăsesc curtea, prin a doua intrare, unde era o gheretă de pază, în care un polițist ne privea speriat. Ajungem în strada Eforie, plouă. Ne adăpostim în dreptul cinematecii. Lângă mine o femeie deschide o umbrelă. Din curtea inspectoratului se aude o explozie, strâmbe de fum. Grupuri de oameni intră și ies. Printre noi apare un motociclist călare pe o mobră. Se aruncă cu sticle incendiare. Rămânem pe loc și privim de pe trotuar cum garajul Ministerului de Interne este spart. Lângă mine o fată tânără de 25 de ani strigă, fără violență. Încerc să o susțin. Toată lumea tace. Etajele inferioare ale inspectoratului și ale Ministerului de Interne ardeau. Tinerii în blugi și țigani adolescenți continuă să arunce cu sticle incendiare. Din garaj sunt scoase toate mașinile poliției. Se sparg parbrize. Adolescenții se urcă la volan și corteliul de mașini se îndreaptă spre universitate. În întreaga desfășurare a evenimentelor, forțele de poliție sunt absente. La universitate, undu-te vino continuu. Mă despart de grup, mă amestec în altul, se discută aprins, se fac supoziții că la televiziune Iliescu urma să țină un discurs de conciliere. Ne îndreptăm în coloană spre Calea Dorobani. Nu mi-amintesc dacă am luat metrou sau am mers pe jos până acolo. În orice caz, înregistrez imagini disparate. Un autobuz cu geamurile sparte prin ochi de demonstranți și deasupra mulțimii, tineri în picioare, flutură un steag tricolor găurit. De la balcoanele blocurilor, aplauze sau imprecatie aruncate demonstranților. Un fesenist ne face un gest obscen. De la o etajul superior, cineva îl udă cu o stropitoare, se aruncă cu flori sau cu cotoare de mere, în funcție de opțiunile politice ale locuitorilor. La televiziune, intrăm în curte, trecând printr-un gard viu de merișor. O mare parte din populația Bucureștiului este în stradă. Mii de oameni au invadat curtea străjuită de taburi abandonate. Escaladez unul pentru a putea ajunge în cealaltă parte a barajului. Trupe MAI și ale poliției militare masate în spatele taburilor. Niciunul dintre soldați nu dă semne de agresiune, dimpotrivă, sunt chiar amabili cu demonstranții. Mă retrag în spatele dintre taburi și gard. Un bărbat cu pălărie și ochelari îmi spune că manifestanții au fost atacați cu bâte de un grup de civili mângiți pe față cu cremă de ghete. Sute de tineri rup crâni din copacii parcului televiziunii și se pregătesc de autoapărare. Se lasă noaptea și din cauza întunericului, beligeranții nu se mai pot distinge. Începe o adevărată încăierare. Nimeni nu mai știe în cine lovește. Părăsesc curtea televiziunii, rămânând dincolo de gard. Turnul televiziunii a luat foc. Privesc cum în văzul a mii de oameni televiziunea română arde, cum cete de tineri se bat, cum poliția militară asistă impasibilă la tot ce se întâmplă. Bătălia se desfășoară în curte și pe pasarela de legătura dintre cele două corpuri de clădire. Mă atragez unei coloane care se îndreaptă spre piața universității. Asta era ce am fost eu.
pe drum ne încurcișăm cu alta venind din sens contrar. În piața Universității Lume se aud îndepărtate focuri de armă. Cineva, nu-i poliții de fața, spune că armata a început să tragă asupra trupelor de poliție. Ne întrebăm, lovitură de stat sau război civil? Asta e 13. Da. Formă bine zilele de arest și formă bine... Când ați fost arestat exact? 14. Ați fost luat de acasă sau cum? Nu. Nu, de acolo. Stradă, da. Uh-huh. Și cum adică v-a luat direct de pe stradă, tocmai pe dumneavoastră? Ba, ba. E pe poșit. Asta a fost scritoriu. Și ce faceați în momentul ăla? Toreții mergeam la serviciu. Și unde v-au dus? Ne-au dus undeva lângă Cocoru, unde v-am povestit mai devreme. Mm-hmm. Deci într-o dubă, de ne-au urcat minerii într-o dubă. Aia ne-a dus la o cică de poliție de lângă Cocoru. Acolo am fost mai mult înghesuiți, adică erau cel puțin 40 de persoane. Adică nu pot să-mi dau seama de grup, adică nu am măciul ăsta format. Însă eram, în orice caz, cel puțin 40. Adică într-o... Săriță puțin mai mare decât camera asta, cu bănci așezate de lemn. Și după asta am fost duși la sediul poliției capitale, la Ministerul de Interne. De uh-huh. Adică la pe Eforie acolo. A, da, și acolo. Sunt două intrări. Și acolo a început al dans. Adică abia atunci au început atunci. Iar la Măgurele a fost cumplit, de exemplu, așa una din scenele pe care mi-l amintesc, era un băiat de 15-16 ani legat de un stâlp. Și bătut crunt, 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 nu eram și la mai supraviețuit. Era acuzat că a scos cu o furculiță ochiul un caraliu. De acolo. Ne-au ținut acolo, studenții au fost eliberați. Deci garajul v-am povestit numai din asupra lui. Simularea de execuție v-am povestit-o. Dacă vreți, vă citesc-o de aici, că am relatat totul. Citiți-ne, da. Deci începând de 14 iunie. Pe data de 14 iunie plec la serviciu, dar sunt ridicat de mineri. Bâte, bulane, cos de târnăcop pentru cei mai mulți. Nu-mi amintesc bine cum am ajuns la Ministerul de Interne, chiar n-am vrut să le dau omul. Când m-am gândit că raportul ăsta se va întoarce în țară. Așa. Suntem înghesuiți într-o încăpere, puși cu fața la zid și percheziționați de mineri. Cel care m-a buzunărit îmi ia chenzina din plicul care se afla în buletin. Îmi spune să mă așez pe ciment și mă oferă o țigare, asigurându-mă că voi fi liber. După ce fumez țigara, îmi face semn să mă ridic și să-l urmez. Ieșim în curte, unde ne așteaptă o dubă mare. Trecem printr-un tunel de bastoane, mânuite de persoane în civil. Prezența minerului, care mă însoțește, mă salvează pe moment. La urcarea în dubă, un civil care stătea puțin retras, mă recunoaște că am citit cu două seri în urmă în piață. Mă apostrofează. Tu ești deșteptul care a citit acum două zile în piață? E bine că ai ajuns aici. O ploaie de lovitură e gata să te abată asupra mea, dar e prea târziu. Odată urcat în dubă, intru în primul compartiment liber și mă ghemuiesc înfricoșat pe banchetă. Alături într-un compartiment mai mare, alte câteva zeci de reținuți. Ușile celulelor din dubă se închid. Între mine și lumea liberă, o ușă de oțel. Concluziile mele, în calitate de martor ocular al evenimentelor din luna iunie, făcând abstracție de comentariile ziarelor guvernamentale și de opoziție.
Valul de victime manifestat în zilele de 13, 14, 15 iunie se datorează următoarelor cauze. Eșecul tratativelor din 11 iunie. Cele două părți, reprezentanții guvernului pe de-o parte și delegația mixtă formată din greviștii formei și demonstranți pe de alta, nu ajung la un acord comun. În schimb, autoritățile fac o demonstrație de forță, camioane, dube de poliție, taburi și mai ales elicopterul militar împrăștind manifeste, care are ca efect crearea unei stări de tensiune și a unei conjuncturi faptice asemănătoare cele din 22 decembrie 89, cu deosebirea că în 11 iunie 90 nu se trage în populație. B. Refuzul televiziunii de a transmite pe post moțiunea de protest a greviștilor foamei și reprezentanților pieții cu privire la comunicatul guvernului care denatura rezultatul dialogului din 11 iunie. Moțiunea determinată de hotărârea greviștilor de a continua greva foamei și a unora dintre ei de a o asocia cu o greva sete. C. Evacuarea brutală a pieții de către poliție în dimineața zilei de 13 iunie. Distrugerea bunurilor aparținând organizațiilor și persoanelor, corturi, pancarte, portavoce, care ocupau piața. În fapt, toți cetățenii prezenți în piață au fost arestați și supuși unui regim de tortură fizică și psihică. Au existat victime omenești în timpul evacuării. De astfel, demonstrația fusese autorizată din data de 7 iunie. D. Asedierea Facultății de Arhitectură de către muncitorii de la IMGB. E. Arestarea liderilor pieții având drept consecință comportamentul de coadă fără cap, termen împrumutat din sociologie, al demonstranților și al simpatizanților acestora în piață după arestarea liderilor. Astfel, alungarea polițiștilor din piață prin luptă de baricade, incendierea mașinilor de poliție și asediilor diverselor instituții de stat sunt o consecință a actelor de violență practicate de autorități și de simpatizanții feseniști în tot cursul zilei de 13 iunie. Și violența, odată declanșată, nu mai a mai putut fi oprită. Nimeni dintre demonstranți nu avea autoritatea și prestigiul necesar pentru a da a acestei demonstrații un caracter pașnic. Este adevărat că autoritățile au eliberat arestații din dimineața de 13, în seara aceleia zile, dar aceștia purtau evidente urme de violență pe trup și oricum mersul evenimentelor nu mai putea fi controlat. Aici n-am putut să mai dau amănunte, pentru că, într-adevăr, un grup de persoane cu care m-am și întâlnit au venit printre noi și aveau spatele plin de echimoze și au ridicat unul din ei cămașa și se vedea. Deci ce au făcut? I-au luat, i-au dus, mi se pare că la Jilava, păi mă nu știu pe unde i-au dus, că i-au lăsat pe un tramvai, că i-au eliberat. Și evident că oamenii aceia s-au întors în piață, pentru că deja, cum se spune, ziua era fierbinte. Mai departe nu spun decât acum. Ne spuneți la sfârșit. Dar cât acolo la Măgurele, cât ați stat cu totul? Ca să nu mint, dai să văd. Două zile, dar s-ar putea să mint, că au trecut atâția. Deci noaptea aceea, sâmbătă, cred că două sau trei zile, că luni ne-au dus. Acum trebuie să mă uit pe raport. Da, aproximativ, am înțeles. Și care e atmosfera acolo? Ce vorbeați cu ceilalți? Vorbeați? Nu, cam acolo s-au format grupuri. Deci era un grup de ce ține un grup de țigăni care în momentul când s-a simulat, de exemplu, execuția... Dar vă citesc, asta am relatat totul. Am să citesc. Mai bine. Forțele de ordine n-au făcut niciun efort pentru a proteja instituțiile guvernamentale, Inspectoratul Poliției, Ministerul de Interne, Televiziunea, asistând pasive la toate evenimentele la care au fost martori. În consecință se poate afirma că atât guvernul cât și forțele de ordine au incitat populația nefesenistă a capitalei la violențe. În consecință se poate afirma că atât guvernul cât și forțele de ordine au incitat populația nefesenistă a capitalei la violențe și acte de vandalism, atât prin declanșarea violenței, cât și prin pasivitate, retrăgându-se chiar și din fața demonstranților,
favorizând asedierea și devastarea clădirilor guvernamentale. Post scriptum. Notații succinte despre situația deținuților de la Măgurele și circa de poliție numărul 12 unde am fost reținut. Am fost închis într-un garaj de pompieri. Dormeam pe saltele și mai târziu, când numărul reținuților a crescut, direct pe ciment. Printre arestați erau mulți studenți și țigani. Studenților, după câteva zile, li s-a dat drum. În timpul arestării, până în momentul depunerii la Măgurele, de regulă reținuții erau bătuți de mineri cu rănci, coți de târnăcop, lopeți și bastoane. La Măgurele, victimilor li s-a acordat primul ajutor. Mulți aveau mâini rupte și plăgi adânci în cap. Toți aveau ectimoze pe corp. Din bajul trebuind să facă treamnesti, am vrut să fiu cât mai obiectiv. Nu știu dacă am reușit, nu mi-am făcut datoria pe care am considerat-o față de evenimente atunci și în ideea de a apăra. Pentru că anumite cereri ale mele pot fi astăzi interpretate ca pompieristice. Eu știu că am cerut o zi de solidaritate a deținutului politic din întreaga lume în care toate guvernele să dea un decret de amnistie pentru toate, etc. Însă, în condițiile în care aici, pe plan intern, nu aveam nicio speranță, nu aveam nicio certitudine, mai mult decât atâta, după experiența din celule, nu știam, cum să spun, care îmi sunt prietenii adevărați, care nu îmi sunt prietenii adevărați. Lucrurile au fost mult mai cumplite. Eu aici am rezumat, pentru că au fost lucruri pe care la timpul potrivit o să încerc să le dezvolt altfel. Așa. La cel mai mic semn de proteste sau de supunere implicinat, era scos din baraj și bătut și apoi era dus înapoi. Majoritatea reținuților erau bătuți de soldații de pază în afara garajului, de câte ori mergeau să-și facă nevoile, fiind loviți chiar și momentul în care și le făceau. Și așa este. Când făceai pipi ca bărbat, erai lovit. Asta până să ajungeți la Măgurele. Asta la Măgurele. Nu, la Măgurele. La Măgurele. La Măgurele. La femeie a fost și mai rău pentru că s-au pus problema, s-au încercat chiar siguri sau nu știu cum să de regulă, anchetatul era bătut de civili în afara perimetrului de judecată, de interogatoriu. N-am găsit o exprimare cea mai bună. Când era dus la interogatoriu și la întoarcere, indiferent de ce declara. Asta era regulă. Târnăcopul te băteau, te luau în spate, te ținea așa, cum ții un sac sau cum ții un copil în cărcă și venea și lovea în spate, târnăcopul, cu târnăcopul, lopata, patru lopati. De câteva ori am fost puși cu fata la zid, atât în interiorul garajului cât și în afara acestuia. Am crezut că vom fi împușcat. Unul dintre comandanți a lăudat în fața noastră că este un bun țintaș. Într-o noapte am fost înștiințați că vor veni minerii. Ne-au strâns unii în alții înfricoșați, erau și soldații care ne păzeau. În garaj eram amestecați de avalma bărbați și femei. Femeile aveau un colț al lor lângă intrare. În a treia zi, una din ele a fost înștiințată de un civil că soțul ei, ridicat odată cu ea și bătut de mâinere, a murit. În condițiile de promiscuitate în care trăiam, femeile tinere erau ținta impulsurilor erotice ale reținuților și soldaților. Într-o zi, unul din ofițeri a surprins raportul sexual între soldații ce asigurau paza la WC-ul și deținute. Soldații au primit din partea ofițerilor bastoane la palma în fața noastră. Față de majoritatea demonstraților arestați care au fost chinuiți și bătuți sălbatic, eu am scăpat doar cu câteva ectimoze pe spate. Cu mine, anchetatorii erau foarte politicoși. Asta e adevăr. De ce? De ce credeți? S-a întâmplat așa. Pentru că au avut, sunt două lucruri. Eu dominam discuția, adică eu o conduceam, nu ei mă conduceau. Indiferent ce spuneam. Adică așa pot da niște exemple. Loveau
demonstrativ cu bastonul, să zicem, în birou, uh-huh, în care eram, poate că eram dus. Și eu sunt de-a mei și chiar să demonstrați cu asta. Așa. La Măgurele am fost înștiințat semi-oficial că toate formațiunile politice, cu excepția PSN-ului, sunt dizolvate și că locurile rămase vacante din Parlament au fost ocupate de PSN. Tot atunci am aflat că Mircea Dinescu, președintele Uniunii, ar fi fost arestat și cu dinții scoși. Arestații ar mai fi fost Octavian Paler, Nica Leon, președintele PNLD-ului de atunci, așa, Ion Ratiu, candidatul PNTCD-ului la președinție, actualmente deputat, Radu Câmpeanu, președintele PNL-ului, vicepreședinte al Senatului. Această dezinformare a fost menținută și datorită faptului că nu aveam acces la presă, deci am cerut-o. Cu excepția primei declarații, când am fost interogat despre participarea mea la evenimentele din ziua din 13 iunie, restul interogatorilor s-au referit mai mult la acțiunile mele politice. Pe cine am votat ca președinte, cu ce formațiune politică simpatizez, cui mi-am dat votul pentru Parlament, totul motivat. În afara propriilor mele declarații, în timpul anchetării, nu mi s-au prezentat niciun fel de probe care să mă incrimineze, așa și. Despre circa de poliție numărul 12. Dezinformarea noastră politică forțată va continua și la circa 12, unde am ajuns după detenția de la Măgurele. Salariații arestului au refuzat peste 30 de zile să ne furnizeze informații de natură politică. După trecerea acestui termen, ni s-au furnizat ziare, inclusiv Viitorul, organ al PNL-ului, partid de opoziție. Așa am aflat că opoziția nu a fost arestată, că Mircea Dinescu, Octavian Paler, Petru Mihai Băcanu sunt liberi, și că în Parlament există și alte partide în afară de PSN. După ieșirea din arest, am aflat că la sediu niciunui partid nu au fost găsite droguri, arme, mașini de falsificat bani, așa cum se sugerase. Am fost tratat atât de către anchetator cât și de salariații arestului cu toată deferența, asta e adevărat. Dar cu toată nedeferența de colegii mei de celulă. Nu cunosc cazuri de agresiune fizică asupra celor 26 de arestați implicați în evenimentele din 13, 14, 15, aflați în circa de poliție numărul 12. Spre sfârșitul perioadei de detenție, mulți dintre politiciști au exprimat timid față de noi opțiunea și pentru alte formațiuni politice afară de PSN. Acolo era un circ mare, pentru că discuția era cam la modul ăsta. Voi nu sunteți arestații noștri. Dacă din partea anchetatorilor, a ofițerilor și subofițerilor de poliție nu a existat acte de agresiune, nu același lucru pot afirma despre colegii de celulă. Din partea lor am fost supus un adevărat tratament de reeducare politică, soțită de tortură fizică și morală. Cine erau colegii dumneavoastră de celulă? Oh, se dau amănunte acum. Astea sunt cazuri, cum să spun, cazuri de literatură, de ce vreți voi. Acest lucru se datorează, în primul rând, participării mele la evenimentele din piața universității. Atât Mihai Marian, cât și mai mulți Valerian au câte o poezie dedicată și ei, cu care am împărțit la început ce luna aveau antecedente penale. Deci acum, aici n-am mai. Amândoi erau partizani convinși ai președintelui țării, lui Iliescu. Uh-huh. Ei așa au fost arestați, ca partizani al lui Iliescu, prinși că vorbesc țigănești la sediu politic capitalei și luați. Așa. I-au venit la poliția capitalei după apelul președintelui transmis de televiziune. Au fost arestați în sediul poliției, într-una din încăperi, în timp ce ajutau, ci că spuneau ei, la stingerea incendiului. Actul de reținere a lor a fost abuziv. Maltratat inițial în noaptea de 13-14 în sediul poliției de către civili,
Apoi la Măgurele au fost depuși la circa 12 pentru continuarea anchetei, pe simplu motiv că sunt țigani. Abia fuseseră eliberați din penitenciar, primul pentru tentativă de omor, al doilea pentru furt de buzunare. Împreună cu ceilalți 26 de reținuți aduși la Măgurele, erau acuzați de un nedelic politic pe care nu se făceau vinovați. Nu frecventaseră piața universității, erau partizani ai guvernului și cu toate acestea, la data când scriu acest memoriu, sunt reținuți în continuare în mod abuziv. Condamnarea sau chiar implicarea lor într-un proces politic deghizat într-unul de drept comun are ca scop unic discreditarea moralității demonstranților și a celor care timp de peste două luni frecventaseră piața în numele unui ideal. După circa 3-4 săptămâni a fost adus în celulă un infractor primar de drept comun, Mustățea Gabriel, cercetat pentru spargere în darul avutului particular. Acesta era partizan al domnului Iliescu și era convins, convingere împărtășită și de al cincelea infractor de drept comun primar adus în celulă, cu circa 2 săptămâni înainte de eliberarea mea, că întârzierea publicării noului cod penal, mult mai blând decât cel existent, și a unei amnistii generale pe care președintele țării o dorește, se datorează evenimentelor din 1 iunie și intervențiilor neprincipiale ale opoziției în presă și în Parlament înainte de alegerile de la 20 mai. Deci ăștia erau, cum să spun, ei nu mai aveau nevoie, cum să spun, să mai folosească mijloace de constrângere. De fapt, ce s-a întâmplat cu Ierunca, dacă ați citit voi, romanul Pitești. Uh-huh. Erau comiși că datorită nouă evenimentelor, ei nu scapă de acolo. Această stare conflictuală dintre noi era întreținută discret, de o parte și de alta, de salariații arestului, care în mai multe rânduri și-au exprimat în fața noastră opinia că majoritatea celor reținuți de poliție sunt nevinovați, cu excepția intelectualilor care au vorbit la tribună sau au frecventat piața, scandând lozinge anticomuniste. Cu toate acestea, accentuez că pe toată durata reținerii mele la circă, am avut raporturi cordiale atât cu anchetatorii, cât și cu cei care mi-asigurau pasă. Din nefericire, toate celulele erau pline de păduți. Deși familia m-a dat în evidența Crucii Roșii Internaționale pentru maladia lui Shariman, osteoporoză, niciun medic nu m-a vizitat, dar în schimb, nu am putut primi medicamente de acasă în ciuda intercursilor de acest gen. Aici începe o altă nebunie. Pentru că eu aici n-am vrut să dau nei prea mult. Tortura la care mă supuneau era asta. Nu mă lăsau să-mi fac nevoile la chinetă. Deci vreau să știți că o celulă este cam, hai să zicem, un sfert din camera asta, sau o jumătate. Sunt niște paturi suprapuse de o parte și de alta. E un coridor îngust cam atâta între paturi, care e loc de plimbare, și, cum să spun, undeva lângă ușă este o chinetă. Știți ce înseamnă? Nu știți. E un hârdău în care îți faci nevoile. Nu mă lăsau să mă apropiu de hârdău și m-au făcut să fac pe mine. Și nevoia mare și nevoia mică. Că mai foloseau punct, că mai foloseau asta până la un punct. Pe de o parte doreau să obțină, să stoarcă de la mine ce știu și dacă ar fi știut că am citit din piață, cred că nu mai ieșeam acolo. Ieșeam viu, dar ieșeam mutilat. Deci lucrul ăsta nu l-am spus niciodată în celulă, îl știau numai anchetatorii. Eram terminat, dar o repet, nu vreau să mă fac erou sau... Dar asta era starea de spirit. Adică deja eram acuzați, adică pe baza acuzațiilor care mi le-au dat, eram toți îmbrăcați în țeche. Deci vorbim cu deținuții de politici dinainte de 89, așa, ei niciodată nu au fost îmbrăcați în țeche.
Niciodată n-au fost amestecați cu deținuții de drept comun. Pentru că dacă vedeți, componența celulei era un singur care, cum să spun, a participat la evenimentele din piață. Restul erau adiacente, adică și Mustația și celelalte care am vorbit, să mă ierte Dumnezeu. Numai Pietar nu se pot numi, să fie clar. Orice, dar numai Pietar nu sunt. Dar de ce crezi că i-au arestat pe ăștia doi? Păi nu i-au arestat numai pe ei, au arestat... Și toate celelalte, cum zis, au fost foarte mulți romi arestați. Nu, deci au copii ai străzii, analfabeti, oameni cu pregătire școlară precară sau oameni care aveau probleme mentale. De ce? Pentru că discreditau. Și aici aduc în discuție așa un subiect. Vă amintiți dialogul lui Platon, moartea lui Socrate? Vă dau o alternativă. La Socrate au venit Xantip, au venit copii, au venit nu știu ce, l-au implorat. Pleacă Socrate, nu se întâmplă nimic. Socrate a trebuit să rămână pentru a salva ideile. Pentru că dacă nu avea loc moartea lui Socrate, nu s-ar fi întâmplat nimic. Adică nu ar mai fi ajuns până în zilele noastre perceptele lui ce ar fi pierdut valabilitatea. Adică scenariul devine la fel de dramatic ca într-o carte de-a lui Graham Greene, Împăratul Muștelor. Pentru că ei, din punctul de vedere al cunoașterii, asta erau. Culmea că țiganii cu care am stat cunoșteau, de exemplu, foarte bine istoria, mai bine decât mulți români pe care i-am cunoscut, aveau o memorie formidabilă. Starea lor era, cum să spun, intelectuală era precară pentru că nu au fost instruiți la timp și de mici asta era mentalitatea familiei. Domnule, ce produci? Tu cum te aduci aportul la existență? Pe chiar nimica, nu te cercește, fură, șutește, fă ceva. Culmea că era și moralitatea deformată pentru că unul din ei, de exemplu, v-am amețit? Unul din ei spunea altceva. Că da, el s-a făcut om cinstit, el acum lucra la abator. Dar ce făcea la abator? Își băga bucățile de carne pe sub chiloți, punea cureau pe se și o scotea, urmă revindea. Era acum un om onorabil. Cel mai lucru crunt care îi se putea întâmpla, și asta este o răzbunare care eu n-am mai auzit-o, când voiau să se dezonoreze, dacă erai bărbat, te făceau poște bărbați. Asta povesteau ce făceau ei prin cartier. Se răzbunau pe virtualilor inamici sau adevăraților inamici. Erau adevărați. Asta era înspăimântător. Și pe de altă parte era o metamorfoză a valorilor. Bine, lumea europeană și noi ne referim la, cum să spun, cele 10 porunci. A fost un film foarte frumos la un moment dat. Așa. Erau invers. Pentru a putea supraviețui într-un mediu de penitenciar, trebuia să dovedești că ești cel mai crud, că ești cel mai egoist, că ești cel mai rău, că ești cel mai puternic, ai de partea ta forța. Și era o solidaritate. Deci aveau grijă, de exemplu, ca unul din ei în fiecare zi să își facă mișcările de box. Boxa imaginar. Evident că se gândea, cum să spun, și mai mult la, cum să spun,
la iubita lui pe care și-o lăsase în afară și nu mai știu ce. Era un amestec foarte ciudat de sexualitate care era dusă până la proximism, nu la promiscuitate, de asta nu mai vorbesc. Toți erau, se lăudau că aveau un organul genital în penis băgate bile, de exemplu, pentru a fi mai potenți ca bărbați și se lăudau cu asta. Făceau tot felul de scenarii, mai mult sau mai puțin aberante. Erau foarte cruzi, au ajuns pe acolo, mai circulau și șobolani printre altele. Asta iar n-am spus, pentru că loveam în netele de asta. Și au ajuns să le smulgă cozile. Deci e un lucru cumplit. Altfel, ce să vă mai spun? Celălalt, condamnat pentru crimă, fusese dat de taicăsu poliție după ce pasă pe vremea lui Ceaușescu. Poliția nu l-a prins, probabil că au avut raidul sau l-au dat ceva în schimb, că iau alte obiceiuri și cu taborul și cu alte lucruri. Ce era l-a predat lui taicăsu? Taicăsu l-a predat poliția, a făcut stuful, a stat la stuf, eliberat și acum era un cetățean onorabil. Ce să vă spun, că era la fel de cumplit, că într-o celulă vecină a fost adus un puști de 12-13 ani, care a fost făcut poșta. De ce? Pentru că a spart un cioșc alimentar. Poate că l-a spart mai multe cioșcuri alimentare, că poate, dar cum să spun, un copil și chiar un adult. Nu-l poți condamna pentru că a furat o pâine sau a furat un biscuit. Sigur că îi aplici orice pedeapsă punitivă, dar altfel ajungem ca pe vremea lui Jean Valjean, să zicem. E a doua oară cum mă refer la mizerabili. Adică nu poți, adică nu știu cum să spun, trebuie să înțelegi situația. Nu vorbesc acum dintr-o milă din aceea bigotă sau milă din cealaltă extremă. Nu, strict obiectiv, nu știu cum să spun. Unul din episoade a fost că, înainte de a fi eliberat, am primit pachet. A venit maica mea. Eu, inițial, n-am vrut să primesc pachetul, am zis să fie împărțit. Așa că nu mă interesează. Am ajuns cu pachetul, au primit și ei pachete, au primit bunătăți din astea, nu era extravagante, în orice caz, acum nu are valoare, dar atunci avea, de exemplu, valoare, un salam de Sibiu, un iuden, erau încă obiecte rare chiar pe piață. Cum să spun, au mâncat până au început să facă pe ei. I-au zis la început, facem, cum să spun, fiind vorba de că folosiți pentru o piesă, fiind vorba de altceva, de asta vă spun asta, când mi l-aș spune. Fiind vorba de asta, de toată povestea asta, problema se punea să-mi fac cu fiecare. După ce ne-au terminat jumate din pachet, au zis, gata, stricăm frăția. Nimica, n-am nimica împotrivă. Eu știind că acolo era un copil de 12-13 ani, nici eu nu eram așa cum mă vedeți acum azi. Îl chem pe Gabor, Caraliu, cum vreți să-l numiți, așa. Bastoni, se mai ziceau mie dintre ei. Și spun, domnule, ia acest pachet și lui dincolo. Pe mine nu mai mă interesează. Au sărit să mă sfâșie, să mă linșeze. De trei ori am chemat gardienii la bisetă. Și de fiecare dată țineam un discurs foarte enfatic, care poate nu au, adică cum să spun, trebuia acolo un alt limbaj, dar trebuia și un alt personaj, să fie clar. Că nu pot să fiu altul, la rând bușchi, să fiu fărcule, dacă îmi dai doi pumni sau chestii de-astea,
sau le răspundeai pe limba, nu puteai să-i pui la punct, să fie clar. Adică depinde de personalitatea și educația fiecăruia. Eu le-am atras atenția că nu respectă niște principii elementare de conduită. Că eu nu vreau să fac niciun raport, că nu torn pe nimeni, dar îi avertizez și avertizam și pe gardieni că pot eu să trec la acțiuni de protest, așa cum știu eu, inclusiv greva poate. Pentru că violența era mare, adică pe de-o parte nu mă lăsau nici să stau pe frici și să stai în picioare cumplit și nici să mă apropie de tine, adică asta pe mine m-a degradat foarte mult. Să facem pantaloni. O singură dată pe zi eram scos de două pe zi ca să ne ducem să ne facem de acolo, de nu mai vorbesc, că îi lăsăm la posibilitatea de atunci să te mai speri. E adevărat că partea frumoasă a fost că la un moment dat eu am zis că țin post o zi pe săptămână. Pe ei m-au făcut să țin un post mai abitir ca obișnuit. Însă, iarăși, legat de episodul cu șobolanii, a mai fost încă o chestie la fel de cumplită. Faptul că au ajuns să se bată pe ce ne dădeau un nouă, arpacașul ăla cu marmeladă. Deci până după cursul soarelui puteam eu să mă ating, dacă eu ziceam că țin postul până la ora 5, nu se putea după masă. Trebuia să apună soarele și avea atunci aveam voie. Dar pe porția de arpacaș se băteau ca niște câini. Se băteau, adică aveau o luptă, cine e mai puternic ca la ea arpacașul. Asta în condițiile în care eu făceam pentru că tot timpul m-am gândit acum m-am gândit la Voltaire, de exemplu. Dar cea mai bună dintre lumi. E un personaj acolo care este tăiat, sfârtecat și zice, asta e cea mai bună dintre lumi. Dar era și mutilat din această lume. Dar dumneavoastră cât tăiați acolo, care era totuși motivul? Ce era în mintea noastră? Ce gândesc? Care e motivul pentru care sunt eu aici? Eu știam deja. Adică m-am lămurit din momentul când am fost arestat, m-am lămurit și regret că am fost arestat. Nu, regret însă, cum să spun, experiența prin care am trecut, pentru că eu consider că m-am maturizat și mi-a dat o altă perspectivă asupra lui. Și care era motivul pe care știați, de care erați conștient? Era răzvătirea. Cum să spun, din momentul ce s-a acționat cu poliția, s-a acționat la modul cum s-a acționat. Deci, cum să spun, jumătatea mea vă poate da mai multe amănunte pentru că ea a participat dintr-un alt punct de vedere, e o tipă lumea organizată, ea a făcut, spre deosebire de mine, să se revolte deținuții de drept comun sau deținutele de drept comun și să... ăștia să se solidarizeze politic cu piața. Nu invers, cum s-a întâmplat la mine. Deci, depinde de caracterul omului și de felul lui de a fi. Dar are alt temperament, un alt tip de luptător, dacă vreți. Dar dumneavoastră, cum v-ați cunoscut cu soția dumneavoastră? La Mărgurele mi-a adus un castron când s-a împărțit mâncarea, nu știu ce era, salam sau nu mai știu. Și pe urmă am fost depuși pe aceeași celulă. Agresat am fost când am fost dus de la Măgurele, când am coborât de la Măgurele. De când am coborât la circa 12, ne-au așteptat același bastoane. Și atunci mi-au spart ochelarii. Pe chestia asta, cei de acolo mi-au confiscat și eu, cât am stat în detenție 52 de zile, n-am avut ochelari. Nu sunt miop. Așa ca amănunt. Însă asta nu mi s-a părut semnificativ pentru timpul de atunci, acum 20 de ani.
Așa. În rest, discuțiile cu anchetatorii au fost la un moment dat care au luat o chestie hilară. Mă refer la, la cei care, care s-au făcut teatru mai mult. Că m-au întrebat că îți pare rău că ai participat în anchetator. Deci ritualul, ca să știți voi, pentru scenarii cum este. De regulă nu are voie să intre niciun polițist sau milițian gabor, cum vreți voi, în celulă. E strigat, se deschide celula, ieși. În cazuri mai deosebite, mai dificile, ți se pun cătușele. În cazurile celelalte, mimezi numai că ai mâinile la spate și te însoțește plutonierul ăla major, aici în cazul ăsta trebuia să fac niște scări unde erau birourile de anchetare 5-12. Deci asta este itinerarul, dar la unul din, la primul interogatoriu, mie mi s-a pus în față niște ziare. Nu aveam țigări, culmea că pentru ăștia de aici eu le-am obținut țigările, pentru că ei nu îndrăzneau și n-aveau nici credit. Și mă puneau pe mine să vorbesc. Și am zis, îmi pare rău, zic, dar m-ați chemat aici ca să citesc iar. Zic, treceți direct la subiect, ce doriți. Prima întrebare, dacă ți-e frică. Și zic, ce importanță are asta? Poate că da, poate că nu. Dar știi că putem să te batem. Zic că ieși. După care următoarea întrebare a fost, îți pare rău că ai participat? Și atunci eu le-am răspuns printr-o replică din Sartre. Că din moment ce accept, înseamnă că mă solidarizez. Și mă solidarizez, cum să spun, cu totul de la început până la sfârșit. Rezultatul a fost că au început un dialog de a dreptul sus. A, ești comunist! Sartre e comunist! Și zic, pardon, Sartre, știu că a fost exclus. Și de fapt și-a dat demisia. Și el și Camus. Deci asta a fost discuția, acolo. În restul, orice, dar numai despre participarea la evenimentul. Și revenind la soție, cum v-ați cunoscut? Deci am ieșit, n-am reluat serviciul de bibliotecar la Biblioteca Tehnică Auzine 23 august, așa încep la urmă. E un alt personaj. Dacă ați fi urmărit, mi-ați fi citit poemul la 21 decembrie, acolo sunt date niște nume proprii. E, una din acele personaje de acolo era cunoștință comună. Este vorba de Oltea, mama Oltei. Că sunt mai multe, sunt două surori. Una care a mers acum, a merge mult pe yoga, și cealaltă care a terminat istoria artă. În noaptea de 21 decembrie, mama ei mă suna din 10-10 minute și îmi spunea tot ce s-a întâmplat. Ea și-a făcut mai mult, cum să spun, a patrulat și a dus și rănița la spital. Dacia a fost arestată și a dus-o la Jilava. Aia tara Cristiana, care a apărut pe 22 decembrie, mă suna nebunită și îmi cerea să vin eu la ea, undeva pe lângă poarta uzinii 23 august, poarta 4. Mai aveam încă o prietenă care a plecat de dimineața la demonstrație și mă așteptam că o să iasă, că știam. Și eu așteptam și eu nu mai puteam nici să ies din casă, pentru că aici nu mai se putea ieși. Auzeam tunete, bulbuituri, comă de mitraliere, tot ceea ce vreți voi. Dar toată noaptea am vorbit cu
cu aceste două grupuri, cu Cristiana așa. Și cu asta. Cristiana a ajuns pe urmă pe tapul, am impresia, cu Dan Iosif și cu ceilalți au care tribuna. Ceilalți au participat, Viorela și cu ceilalți au participat la baricade și pe urmă când s-au retras au fugit în altă parte, nu au mai ajuns la mine. Iar Dacia a fost arestată și pe urmă au fost evenimentele la care am participat. E, iar mama ei împreună pe vremea aceea cu Mica Leona aduceau dovezi pentru a o... Și prin da. Mama ei ați cunoscut pe urmă pe soție? Sau? Nu, ne-am întâlnit la televizor, la ea, și se derula un film cu evenimentele filmate de German de data asta, tot ce s-a întâmplat. Era după ce scrisese raportul, pentru că Maria a fost ținut 89 de zile, spre deosebire de mine. A fost în 52 de zile. E adevărat că pentru mine a scăzut acolo, a protestat contrapunct, o ligă pe care nu am găsit niciodată și nici acum nu știu cine se află în spatele, care se numea Liga Liberilor Cugetători. Asta au protestat pentru mine. Știu că a fost o delegație de la din partea sindicatului care a venit, dar acum e o altă poveste. Dar când au mai fost mulți în afară de dumneavoastră, soția dumneavoastră, care au rămas în arest atâtea zile? Da. Da. Uitați-vă, pe dincă care, de exemplu, niciodată nu l-am simpatizat, are diferite părere. Mulți consideră provocator, mulți îl consideră, îl etichetează în diferite feluri. Nici eu nu-l stimez prea mult din alte, din anumite considerente sau poate acelea sau altele. Însă părerea mea este că Dincă este un om că nu merge mintea mai mult. Și cum să spun, a rămas prizonierul așa. Propriului rol care l-a jucat la un moment dat. Și pe urmă, cum și repete, și devine cabotin. Asta se întâmplă cu majoritatea. Până la urmă există și o teorie, sociologie, că la un moment dat, dacă tu ești om de teatru și ai terminat teatrologia, chiar dacă n-ai practicat, la 50 de ani te trezești că ești o mare actriță. Vorbești numai de teatru și numai asta. Un judecător sau un avocat e avocat, mai om. Ce se întâmplă mai departe? Se întâmplă... Așa, deci unde am rămas? Vă întrebam dacă ați mai fost mulți arestați despre asta. Da. Și care fost. Să stea asta timp, da. Nu doar arestați în da, zilele da, alea. Da. Da, pentru că pentru mine dat. Surpriza nu e că de arestul e 3 zile, dacă ați mai stat, ci că mulți au mai stat încă o lună, două, nu, dar stat, surpriza este că am stat și arestat și fără mandat de arestare. Surpriza e că nu s-au adus niciun fel de acuzații, practic. Deci eu mi-am văzut, de exemplu, acolo un dosar de penitenciar, de intrare în penitenciar, când am văzut acolo. Surpriza era cu totul alta, că atâta timp am fost dezinformat și mă așteptam repede la ceea ce era mai rău, încă nu citisem fenomenul Pitești al lui Iorunca. Dar, cum să spun, din ce ascultasem eu la Europa Liberă dinainte și din autocunoașterea pe care o aveam, mă așteptam repede la ceea ce era mai rău. De-aia ați văzut că, și vă dați seama acum că puteam să fiu mult mai concret, chiar cu nume. Și n-am făcut. Știam de ce o să fiu arestat. Adică știam de ce am fost arestat. Nu am nici hiperbolizat că la un moment dat cineva îmi povestea cum a depistat cu urmărit de securitate după Revoluție, că pisica i-a apărut brusc în față când el știa că a închis-o în baie, pe stradă. Deci nu, cum să spun, nu îmi place să fabulez. Niciodată n-am avut prieteni în cercul ăsta și nici nu i-am stimat. Însă când am fost avertismat, am devenit arici, adică am devenit imun. Nu am dat nicio informație în plus despre mine, nici despre cei din jur, despre nimica. O discuție formală, putem discuta despre creșterea trandafirilor. O pot putea și discuția asta. Când... Ce,
Ce credeți că au produs evenimentele din 13-15 la nivel de mental colectiv? În primul rând o mutație, pentru că după asta, după 90 și până acum, eșicherul politic se împarte după modul cum a privit evenimentele. Așa, prima impresie mai superficială este dreapta și stânga. La noi, însă, repet, în lipsa unei culturi politice făcute la timp și cea care s-a făcut, s-a făcut la modul pe care l-a criticat tocmai Patapievici, într-o carte în care vorbea de faptul că sunt profesori care și-au făcut studiile în diferite părți ale lumii. De acolo s-au întors cu o anumită concepție. Dar ei nu sunt în stare să o discute în piață publică, pentru că nu există piață de idei. La noi, când s-au format partidele, s-au format o parte din ele, mă refer la partidele istorice, ceea ce, după părerea mea, a fost ceva atipic pentru tot spațiul acesta, să zicem, sovietic, sovietizat, într-un anumit fel. S-au format pornind de la niște principii foarte vechi, poate foarte sănătoase. Însă a existat o contradicție mare. În timpul lui, ce am citit eu din literatură, pentru că mie, dacă mi-a plăcut, mi-a plăcut să fac, de exemplu, și anatomia răului. Anatomia răului în sensul de a cunoaște răul până la ultima lui extremă, nu numai ca să știu cum să mă apăt, dar să știu să-l combat. Majoritatea, cum să spun, mulți lideri politici se declară pe față anticomuniști, dar ei nu știu ce combat, pentru că sunt la fel de goi în fraze, ca și ceilalți, care și unii și alții aveau o singură scăpare. Pentru că nu au citit, nu cunoșteau. Dar cine credeți că e vinovat pentru represiunea de 13-15 iunie și pentru ce vi s-a întâmplat dumneavoastră personal? Faptul că în România nu a existat o chestie normală. Deci, revoluția, înclinsă cred că este revoluție, deși am toate datele să spun că a fost un scenariu. Am toate datele să spun că, și cel mai comod ar fi să spun că, domnule, că în urma acordului de la Ialta și vedeți, se dezvoltă Codruț pe chestia asta și la ce nebunie s-a ajuns. Cineva chiar mi-a dat o carte, Guvernele din Umbră, care este de fapt o carte. Dar totuși, cine credeți că sunt vinovații ca persoane, nu ca fapte? În primul rând, de cei care guvernau atunci. Ei. Asta am și spus în raport. În raportul nostru are și acuzații. Eu atunci am dat una din explicații, faptul că democrația era destul de fragilă, confuzia era generală și vă dau un singur exemplu din piață de data asta. Deci eu la vremea respectivă l-am votat, de exemplu, pe Raciu. Dar eu pe Raciu l-am citit când i-a apărut cartea. Majoritatea cu care discutam îmi spuneam, noi îl votăm pe Raciu pentru că e un om onest, pentru că e un om bogat. Și dacă are bani, are și o anumită vârstă, nu-i mai plac femeile, e un președinte ideal. Păi, cum să spun, nu ăsta este rolul unui om ca să devină președinte, că e bogat sau sărac. Îi apreciezi inteligența, îi apreciezi programul, îi apreciezi alte lucruri, carisma. Sigur că în campania electorală contează foarte mult dacă te vede pe stadion, de exemplu, sau că ai apărut într-un magazin cu un cărucior și îți cumperi alimentele ca toată lumea. Contează foarte mult pentru imagine, că asta se construiește și știți voi mai bine ca mine ce înseamnă să construiești o imagine într-o campanie electorală, să zicem, sau publicitară. Dar, cum să spun, nu sunt calități pentru care se cer unui om ca să-l alegi ca președinte. Deci era o confuzie teribilă. Chiar, cum să spun,
cei mai vehementi anticomuniști pe care i-am văzut, și nu mă refer la nucleul dur care au provenit din partidele istorice, care au făcut închisoare politică, care au avut în familie un anumit tip de educație, dar și acolo educația a fost făcută numai parțial, pentru că s-a pus problema de a supraviețui aici până ajungi dincolo. Și deci a fost iarăși o educație duplicitară pe undeva. Păi, oamenii aceștia, cum să spun, în ciuda lozincilor anticomuniste pe care le-au afișat în permanență, se comportau ca niște activiști. Care credeți că e cumva cel mai mare rău pe care l-au produs aceste evenimente? Din punct de vedere istoric, faptul că acum ne găsim în criză. Pentru că erau anumite reforme care trebuiau aplicate la timpul potrivit, exista o conjunctură pentru a fi aplicate. Nefiind aplicate, noi am rămas ca o insulă. Și doi la mână, pentru că toate măsurile care s-au luat ulterior au fost formale. Pentru că după evenimentele din 13-15 iunie, sub presiunea, sub presiunea factorilor internaționali, dar și intern, pentru că dacă nu s-ar fi ajuns la eliberarea celor care au fost reținuți, a studenților, de atunci evenimentele ar fi avut o altă turnură, ar fi avut un loc, un alt scenariu. E aceeași întrebare care am găsit-o într-o prefață, nu mai știu unde, în care se spunea ce s-ar fi întâmplat dacă Napoleon ar fi putut să fugă din Egipt și s-ar fi scufundat nava. Care ar fi fost mersul istoriei? Deci, cum să spun, sunt pus prin această întrebare în domeniul deja ipoteticului, ipotezei care nu se va mai întâmpla, o întâmplare care nu va avea loc. E o proiecție deja. Ideea ar fi fost doar asta, că am fi intrat mai repede în normalitate, am fi intrat mai repede în Uniunea Europeană, așa la modul exterior, și cum să spun, n-ar mai fi fost atâta vrajbă. Pentru că, de exemplu, legea lustrației, punctul 8 de la Timișoara, vreau să vă spun că sunt semnatari și apar alături de încă 40 de scriitori care au semnat proclamația. Știți că eu n-am niciun vorb repet. Ce pot să vă spun este că altul ar fi fost mersul. Pentru că lustrația, din câte am citit eu și când m-am documentat, n-a avut niște efecte așa de teribile cum s-a crezut, dar a limpezit lucrurile. Pentru că atâta timp când nu s-a aplicat legea lustrației, dosarele acelea care au stat ascunse au fost folosite ca o modalitate de a șantaja. Și au apărut când campania electorală atingea punctul maxim, apogeul. Pe de altă parte, nici legea lustrației și tot ce s-a făcut până acum nu a vizat structurile din vechea securitate. Securitatea era desemnată înainte ca un câinele de pază al partidului, ceva de genul acesta. Dacă merg mai departe în istorie și pot să vorbesc, de exemplu, despre caietele albastre ale lui Lenin, pot să vorbesc despre documentele pe care pe mine m-au îngrozit, să vorbesc ce m-au făcut pe mine să nu devin, de exemplu, niciodată nici măcar să nu fiu utecist înainte de 89, ceea ce a fost o raritate, să știți. Deci, în toate documentele, deci în primul rând în caietele albastre, ceea ce nu mi-a plăcut, pentru că îl citisem pe Hegel înainte și aveam un bust atac, cred că aveam vreo 20 de ani. E adevărat că atunci n-am înțeles prea mult lucru, de exemplu, din știința logicii, pentru că n-am avut un dicționar ca lumea și mă chinuiam cu dicționarele noastre și undeva am găsit, cum să spun, teoremele
silogismului, dar nu mi se dădea definiția silogismului, așa, pentru înțelesul ăla elementar de care aveam nevoie. Adică ar trebui să-l deduc, nu știu cum să spun. Știi? Dar ce au schimbat în dumneavoastră evenimentele acelea? Faptul că m-au făcut centrul politic. Pentru că am fost membru fondator al Alianței, repet, membru fondator al Partidului Alianței Civice, am lucrat în secretariatul Alianței, am, când s-a făcut fuziunea cu PNL-ul, am intrat în PNL, am fost membru, ați văzut, în prima comisie de cenzori a Partidului Alianței Civice, am îndeplinit când a plecat Manolescu din Partidul Național Liberal, că am plecat și eu și pe vremea aceea eram și administrator al PNL-ului și în același timp și vicepreședinte al sectorului 5 PNL. În sensul ăsta. În rest, nu. Evenimentele acestea, într-un fel, mi-au întrerupt actul de creație, pentru că m-au pus în situații cu totul inedite, pe care, cum să spun, așa cum un regizor trebuie să rezolve problemele când se filmează sau când se montează o piesă și s-a defectat un reflector, trebuia să le salvezi din mers. Însă, ceea ce a fost mai greu e că nu aveam întotdeauna calitatea să le o rezolv. Adică vă dau un episod hilar. Doi lideri importanti, unul și mai important, dar, cum să spun, mecanismul de comunicare fiind defect, lucrurile transmisându-se prin secretariat, așa. Deci cu totul altceva, sunt adunați 150 de oameni în fața sediului în partid. De ce să se întâlnească cu liderii din mâr, cu președinții? Bun. Eu sunt delegat să-i primesc și să aștept lideri. Și nu apar. Nu apar. Trece o oră, trece o oră jumătate, trece două. Oamenii au început să murmure, cum era normal, nu puteau nici să intre în sediu. Singura soluție pe care am găsit-o a fost să-i duc la biserică, pentru că era foarte aproape. Dar, cum să spun, asta este final de Charles Chaplin, să fie clar. Sau să mă trezesc la un moment dat, undeva pe șoseaua Giurgiului, la sediu. Era iarăși o întâlnire importantă între doi lideri. Nu, este excus Manolescu, vă spun. Așa, era foarte serios. Și să mi se spună, vii la data 9:30 acolo, e legătura cu liderii de sindicat și cu directorul și venim și noi. Ajung acolo, ajung într-o masă de consiliu, într-o sală de consiliu, beau o cafea, mănânc un fursec, vorbesc câte în lună și în stele, se face ora 11, nu? Se face ora 12, nu apare, impacientări. Pentru că era făcută la mod oficial. Dau telefoane disperate, nu mi se răspunde. Îi stau și stau de vorbă cu ei, cu fiecare, dar îi țin. Că ei au venit acolo, puteau să mă dea afară, da, normal. Da. Și pe la ora 2 apar. După 6 ore. Am înțeles. Vreau să ne citiți, vă rog frumos, poemul pe care l-aș citit atunci? Da. Aș fi vrut să vă mai citesc, dar nu aveți răbdare și să fiu de timp. Spus că la un moment dat a trebuit să lucrez pentru statut, a trebuit să lucrez. În timpul evenimentelor din decembrie imediat, de acelea au o poveste. Adică ce înseamnă la noi
adică un eveniment ca Piața Universității, după părerea mea, se petrece cam o dată la 100 de ani și nu se mai repetă. Și este normal. Iar este normal ca oamenii să uite de Piața Universității, pentru că dacă ar avea o memorie vie, n-ar mai putea supraviețui. Rămâne prizonier. Piața merge înainte. De fapt, și în artă, și în literatură se vorbește că noi facem o lungă călătorie, de la naștere până în urmă. Călătorim, călătorim, călătorim. Și așa mai departe. Nu zic că îmbătrânim, îmbătrânim, îmbătrânim. La palat cetățeni! La palat studenți! La palat muncitori și poeți! Soldați! Nu trageți noi! Voi care aveți puști, aruncați-vă puștile! Voi care aveți baionete, aruncați-vă baionetele! Voi care aveți morți, puneți mâna pe sape! Voi care nu aveți decât morți, vă să muriți! Ole, ole, ole! Ceaușescu unde e? Și dacă mercenarii vă vor lua puștile, și dacă teroriștii vă vor lua sapele, ridicați pumnii și huiduiți! Ei sunt câteva mii, noi suntem milioane! Ei vin de departe și sunt suspământați de distanța, de distanță! Noi ne mișcăm leneși, ca un remediu împotriva fricii. Stau sechestrat în odaie și mi-aprind o țigară, pe strada Bibescu vodă nimeni nu poate să mai iasă din casă, mașini albe și doberbani îmbrăcați în civil, cu tranzistoarele legate de gât, dau ordine de masacru. E ora două noaptea și în oraș se aud rafale de mitraiere. Trebuie să-i hăituim, trebuie să-i hăituim, trebuie să-i hăituim, trebuie să-i istovim, trebuie să-i istovim. Ei sunt câteva mii, noi suntem milioane. Ei merg spre propria lor frică și și-o apără cu gloanțe, iar noi, în ciuda morților noștri, a închisorilor pline de deținuți politici, a spitalelor de psihiatrie umplute până la recuz, cu provăduitura lui Buddha, Iisus sau Guevara, mâine vom fi mai puternici, mai puri. În Europa liberă se transmit primele știri. Martirii orașului Timișoara au ieșit din morminte, din Bega, din bălțile cu sânge care au inundat străzile și parcurile, din coșurile crematoriului, știre pe care am aflat-o abia ieri, să cheme la demonstrație morții orașului București. Morții se solidarizează cu morții în timp ce la Intercontinental, Viorela Ion, Badea Adrian, Dacia Oltea, Sorin, înfruntă moartea cântând. Ole, 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 Ceaușescu unde e? Cuvintele pe care le port pe limbă sunt un anunț străin, trasoare sau chibrite aprinse târșnesc prin irisul nopții, tuleere de fulgere sau flori de foc aruncate ca niște petarde din coșul unei comete, sânge curat și crizanteme pe imaginea ta spartă de gloanțe, Viorela Ion, Dacia Oltea, Ioana, Viorela, sunt departe, stau și privesc pe fereastră mașinile albe ale securității. În oraș se trage cu gloanțe adevărate și noaptea pe care vântul o clatină, ți-aud vocea, îți pipă chipul în care adevărul s-a rătăcit, să se pară adevărul de fals. Ați mințit cu toții! Ați strișat cu toții! Ole, 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 Ceaușescu unde e? În lumina neagră a uterului nopții am descoperit soarele. Tu departe de mine, în brațele mele, tu nu mai erai. Și cu toate acestea, am aflat-o peste câteva zile, sufletul tău ardea ca o tortă pe străzile Bucureștiului. Sufletul tău ardea în fața plutoanelor de execuție dintre blocuri, când tu, soldat român, ai refuzat să tragi în frații tăi. Și acolo, tovarăși necunoscut, nenumărate nume erau scrijelite cu sânge pe zid, nenumărate cântece au fost întrerupte,
Tu ardeai ca o torță sau ca un drapel ce anunța soarele pe care scria jos comunismul. În brațele mele tu nu mai erai. Erai singur într-o mulțime de oameni, un fluviu întunecat de gânduri de oameni, o goare de grâu roșu în marș, o goare de oameni, de tulpini de grâu, au înconjurat tancurile, auto-amfibiile, soldații, te strigam numele, te chemam, în murmur mulțimi jupuite de sânge și noroi, scutieri îmbrăcați în nylon și oțel se retrăgeau, dimineața era frumoasă ca un tablou, dar omul îmbătrânește, dar omul îmbătrânește. Scrisul ne-a fost întrerupt la ora 2 noaptea, pe 7 ianuarie 1990. Un soldat și-a înfipt baioneta în asfalt și luna s-a împiedicat de propria eroție. La telefon, Cristiana Tara. Plânge și vorbește despre Dasarata și George ce a fost împușcat în picior. Voi merge pe cărările codului înaintea ta, voi scoate ghimpii și voi netezi pământul cel tare, făcându-l moare pentru piciorul tău. Mulțumesc. Ai știut-o pe 12 iunie, da? Și ai scris exact pe? În decembrie. Pe 7 ianuarie. Pe 7 ianuarie. Înțeles.